Dar ceea ce, de fapt și de drept, ne temem noi sau ne creează temere, este că acolo, între Coreea de Nord și Coreea de Sud, în acest moment se va crea o nouă tensiune foarte greu de stăpânit. Noi ne uităm acum la linia frontului aici, în Ucraina. Dar aici lucrurile sunt deocamdată nu atât de importante prin forța pe care o aduce Coreea de Nord. Este adevărat o internaționalizare a frontului, dar nu o chestiune care să devină nucleară sau gravă. Dar acolo, între Nord și Sud, în acest moment, lucrurile sunt extrem, extrem de tensionate. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că acolo deja forțele sunt strânse pentru război. Vă rog. Se pare că... Nu?